asta e tot? Nu am văzut niciodată o colă atât de mică! Iar eu am mai mult noroc! Mai mult? Doar priviți aici! Nu am mai văzut niciodată așa ceva! Dar începe cea care are cel mai puțin noroc! Mary, tu ești aceea! Ușor! Mai rămâne doar să deschid sticluța asta! Dar cum? Firar, nu-mi reușește! Și nici dinții nu mă ajută! Dar oricum mă descurc eu! Deschide-te! Rapid! V-am zis eu că o pot desface! Delicios! Păcat că atât de puțin! Emma, e rândul tău să-ți guși sucul! Da, e clar sucul meu preferat! Apropo, de ce să nu-l fac și mai delicios? Am o idee genială! Îi pot adăuga niște miere! O am chiar aici! Minunat! Punem mai multă! Două deserturi favorite într-unul! Gata! Mai rămâne să amestec bine! Perfect! Și desigur nu-l pot bea cald! Trebuie să-l răcesc bine! Chiar aici, în congelator! Așteptăm! Cred că e gata! Acum pot bea! Mai exact, pot mânca! Priviți ce am aici! Delicios! Uimitor! E jeleu cu gust de cola! Așa e! Și totul mulțumită mierii și răcorii! Sunt încântată! Vreau să-l mănânc pe tot deodată! Și nimeni nu mă oprește din a o face! Ups! M-am murdărit puțin! Încercăm din alt unghi! Și e la fel de bun! Probabil e foarte delicios! Chiar așa! Vai! Mi s-a lipit mâna de sticlă! Fetelor, mă ajutați? Nu, nu vrem să ne pătăm! N-am decât să mă folosesc de masă! Și ce să fac cu mâna? Văd o singură variantă! Ce mai e rândul meu să-mi gust sucul? Pentru asta mi-am și pregătit un pai! E chiar aici! Oh, nu! S-a dus la fund! Firar, așa nu-mi voi mai bea sucul! Ce bine că mai am o grămadă de paie! Și-mi pot face cu ușurință un pai gigantic! E delicios! Emma, propun să-i furăm ideea! Și sucul! Ador cola! Și asta ce mai e? Așa... Fetelor! Cum nu vă e rușine? Nu v-am învățat acasă că nu e voie să iei ce nu-ți aparține? Zgârcioaga! Trebuie să-i dăm o lecție! Ce bine că am mereu Mentos la mine! Îi arătăm noi ei! Îl turnăm pe tot! Păzea! Ura! Explozie! Ce tare! Acum sunt toată lipicioasă! Și nu mai am ce bea! Deși, fetelor, sunteți așa de haioase! Am meritat! Sigur nu mă satur dintr-o așa porție! Deși, ce bine că e mică! Tăieței sunt iuți! Iuți? Nu am noroc! Tu? Tu măcar ai văzut ce găleată stă în fața mea? Ce bine că de data asta începe Kate! Nu sunt o lașă! Sigur mă descurc cu tăieței! Gustăm! Nu e așa de rău!
O, nu! Ce fierbinte e! Vai! Fetelor, vă așteaptă o surpriză neplăcută! Da, nu e a bună! Emma, nu te invidiez deloc! Cu cât mai repede mănânc bomba asta cu ceas, cu atât mai repede mă scap! Pornim! Pot să o fac! Încă puțin! Vai! Cred că încep să mă prind despre ce vorbea Kate! Nu am mai văzut niciodată atâta foc! Acum e mult mai bine! Apa mi-a fost de ajutor! Mary, gata cu vorbăria! Mănâncă-ți tăieței! Nu mă voi descurca! Nu o pot face! Dar încerc! Pornim! La atac! Vă voi demonstra că sunt puternică! Nu mă fac pe mine niște tăieței! Fetelor, mi-e foarte rău! Emma, dă-mi apa! Doar suntem prietene, iar prietenii nu se lasă la greu! Așa e! Mulțumesc! Așa mi-e mult mai bine! Pot continua să mănânc! Doar nu uitați să mă stropiți constant cu apă! Ajutor! Continuăm! Mulțumesc! Ne bucurăm să-ți fim de ajutor! Stropiți, fetelor! O, nu! Apa s-a terminat! Ah! Deloc la timp! Ajutor! Ah! Uimitor! Fetelor, scuze pentru păr! N-a fost cu intenție! Ups! Au! Un cactus foarte ascuțit! Ascuțit și foarte mare! Al tău e mare? Deloc! Tu încă nu l-ai văzut pe al meu! Leșin doar privindu-l! Liniștește-te, totul va fi bine! Mary, ne vom convinge după exemplul tău! Okay. Tu vei mânca prima! Am o idee! De ce să nu mă scap de toate acele? Atunci sigur nu mă va durea nimic! Am ceva de muncă la asta, dar rezultatul mă va bucura! Perfect! Uf, nu e bun deloc la gust! Dar ideea cu penseta a fost utilă! Nu m-am înțepat deloc! Oribil! Emma, e rândul tău! Și eu mă voi scăpa de ace, dar o voi face mult mai elegant! Ca un ninja adevărat! Exact cum trebuie! Wow, Emma! Ești un adevărat ninja! Bravo! Mulțumesc! M-am străduit! Gata cu vorbăria! Timpul să-mi fulec! Iac! Cu așa scârboșenie nici măcar un ninja nu se poate descurca! E grețos! Mă scuzați, dar nu pot! Oricum trebuie să-l mănânci! Cine a gândit regulile astea stupide? Fie! O, nu! Mi se face rău! Gata! Ajunge! Nu am mai mâncat niciodată ceva mai respingător! La o parte cu el! Kate, ai mai rămas doar tu! Ce v-am făcut să merit asta? Cred că voi merge pe urmele lui Mary și eu voi scoate acele cu ajutorul pensetei! Dar asta clar va dura ceva! Am o idee mai bună și mai rapidă! Kate, ia drujba! Drujba? O, nu, nu mă pricep să o folosesc! Iar cu penseta e floare la ureche! Cred că trebuie să tragem un pui de somn! Vom avea ceva de așteptat! În
încă nu a terminat! Ce plictiseală! Oh, maica m-a dormit! Aproape gata! Încă puțin! Am terminat! Fetelor, priviți! Ce mai au adormit? Trebuie să gust singură cactusul! Ce bucată oribilă! Iac! Fetelor, aveți dreptate! Cactusul are un gust îngrozitor! Dar dacă ele dorm, îl voi arunca și nimeni nu va afla! E planul perfect! Mă voi scăpa de tine numai decât! La o parte! Ce s-a întâmplat? Eu? Mi-e foarte rău! Am mâncat până și ghiveciul! Biata Kate! Uf, a trecut! Tare! Ador Nutella! Mai ales când e așa de multă! Oricum eu am cel mai mult! Priviți aici! Un borcan imens! Dar începe Kate! Pornim! E prea devreme să o gust! Mai întâi am nevoie de pâinici prăjite ca să întind crema pe ele! Și le voi găti în mini-bucătăria mea! Priviți ce drăguț! Aici am pâinea și o punem în tigaie! Drăguț și delicios! E gata! Pot întinde crema! Ce bine arată! Sunt încântată! Și în sfârșit pot gusta! Aș mânca doar asta pe veci! Mmm, ce bună e! Păcat că borcanul e așa de mic! Nutella nu e niciodată îndeajuns! S-a terminat foarte repede! E gol! Mary, rândul tău! Wow. În sfârșit! Mă pot bucura de Nutella fără adaosuri! Pentru asta am nevoie doar de degete! Wow! Mmm, aveați dreptate, e foarte bună! Wow! Voi lua mai mult! Îmi place! Nu e deloc elegant! Dar e foarte delicios! Am mai rămas puțin la fund! Oh, nu! Mâna mea! Firar! Kate, ajută-mă! Poate aici ne va fi de folos drujba? Nu! Orice, dar nu asta! Oh, Emma, ești un geniu! Mulțumesc mult! Timpul să mi-au rămas bun de la borcan, oricum era gol! Emma, e rândul tău să mănânci! Tare! Doar priviți câtă ciocolată! Dar și cu atât de multă mă descurc cât ați clipi! S-o gustăm? Mm, da! Gustul autentic! Și mi-am pregătit o lingură imensă! E atât de bună! Arată apetisant! Firar! Lingura mea e prea mică pentru borcan! Dar nu-i nimic! Mă descurc și fără ea! Mai exact, voi bea totul! S-a murdărit toată! Kate, ce ziceai de eleganță? Da, Emma, ești toată plină de ciocolată! Ce e aia eleganță? Gustul e cel mai important! Restul sunt fleacuri! O acadea! Sigur va fi delicioasă! Și eu am o acadea, dar mai mare! Asta să fie mare? Doar priviți ce am eu! Nici nu are loc pe farfurie! Cât de tare! Fetelor, cred că m-am îndrăgostit! La o parte, eu prima! Măcar la ceva trebuie să am noroc! O acadea nu e doar gustoasă, dar și haioasă!
Deși jucatul cu ea nu e la fel de tare ca linsul. Ce păcat că e așa de mică! Se va termina rapid! Monica, acum poți trece și tu la porția ta! Cu plăcere! Dar nu o voi linge pur și simplu! Am o idee! Acum nu am o acadea mare! Am o porție mare de bombonele mici! Nu-i grozav? Așa pot să prelungesc plăcerea! Fetelor, nici nu vă imaginați ce fericită sunt! E delicios! Eh, îmi imaginez! Nici eu nu aș refuza un supliment! Am terminat! Lucy, rândul tău! Ciudat! Ceva clar nu e în regulă! Cred că într-adevăr s-a îndrăgostit de acadea. Înseamnă că acum e a noastră. Hei! Ce ați făcut? Cine v-a dat voie să-mi atingeți acadeaua? Dați-mi rapid înapoi ce ați furat! Ok! Am zis să-mi dai tot! Fetelor, trebuie să decurg la magie ca să-mi fac acadeaua să revină la forma inițială. Bomboana mea! Nu mai las pe nimeni să te atingă! Vă interzic și să o priviți! E a mea! Cu atât mai mult că nu vreau să o împart! Ce zgârcioagă! Nu împarte cu prietenele! Ciudat! M-am lipit! De ce? Doar nu e gheață aici? Cred că e doar foarte dulce, de-aia e lipicioasă! Uite ce se întâmplă când te zgârcești! Exact! Dar uite câte acadele avem acum! Fetelor, am o găleată întreagă de râme delicioase! Așa-i că-i grozav? Eu nu am o găleată, dar nu-i rău! Iar eu am doar o râmă! Fetelor, vă dau voie să mă invidiați! De ce să te invidiem? Și noi avem gustările noastre! Poate că am doar o râmă, dar e delicioasă! Și mă pot juca cu ea! Știți că de obicei se pescuiește cu râme! Oare ce voi prinde cu jeleul? Fetelor, liniște! Speriați peștii! Este! Am prins ceva! Uimitor! Și chiar e un pește! Cu o râmă de jeleu am prins un pește de jeleu! E chiar mai grozav decât unul adevărat! E colorat, dulce și delicios! Apropo, mi-a înghițit râma, așa că o voi mânca! Uimitor! Desigur, așa că am mare noroc! Lucy, rândul tău să mănânci! Nici eu nu le voi mânca! Hei, îmi poți împrumuta undița? Și eu vreau să învăț să pescuiesc! Sper că cu atâta jeleu să prind un rechin de jeleu! Sau o vei prinde pe chei! Trebuie să ai grijă de momeală sau poate să fie furată! Firar! Nu mai am râme! Unde să fie? Aha! Kate! Cum nu ți-e rușine? Dă-mi râmele înapoi! Dacă chiar vrei asta... Poftim! Iac! Kate, nu ți-e rușine? Le-ai umplut de salivă! Acum nu mai vreau să le mănânc! Monica, rândul tău! Era și timpul! Nu am nevoie să pescuiesc! Mai bine mă voi bucura așa de râmele dulci! Fetelor, e incredibil de delicios! Trebuie să le mănânc pe toate! Contează să bag tot în gură! Atunci sigur nu le va mai fura nimeni! Monica, putem gusta și noi? Nu, nu vă permit să vă atingeți! Lucy,
Știi? Am o idee cum să-i dăm o lecție zgârcioagei. Și la asta ne va ajuta sosul iute. Exact! Grozavă idee! Oare cum să fie la gust geleul iute? Cred că Monica îi va plăcea! Ce delicios! Vreau să mănânc în continuu! Cred că ceva nu e în regulă! De ce e așa de iute? Farsa noastră a funcționat! Acum Monica va ține minte că zgârcenia nu duce nicăieri. Deci din cauza voastră maica am luat foc? Din cauza voastră râmele mele s-au topit? Nu vă e rușine? Acum vă stă mult mai bine. Albastrul vă vine de minune. De ce eu am cea mai mică sticluță? Pentru că cea mai mare e la mine! Sper să aibă ceva delicios înăuntru! A mea e mai mică, dar sunt convinsă că înăuntru e o gustare! Sticluța mea poate fi apucată doar cu degetele! Nu-i cinstit! Atunci eu voi bea prima! Sper ca galbenul să nu vină de la zeama de lămâie! E jeleu! Iar jeleul e mereu delicios! Uimitor! Grozav! Fetelor, e așa de bun! Sunt gata să mănânc jeleu pentru totdeauna! Dar din păcate s-a terminat! Ce am făcut să merit asta? Înseamnă că ai făcut ceva greșit! Uite, eu am o sticlă mare! Și sunt convinsă că jeleul meu mov e mai delicios decât cel galben! Nu am mai gustat niciodată un jeleu atât de bun! Are gust de fructe de pădure! L-aș bea pe tot! Lucy, te înțeleg! Eu l-am mâncat așa rapid! Mi-a mai rămas doar pe fundul sticlei! Trebuie să-l scot cumva! Și nu e așa de greu! Și cel mai important e gustul! Kate, ce pricepere! Ce nu fac de dragul jeleului? Mi s-a blocat degetul! Ce să mă fac? Sticlă stupidă! Aaa! Dă-i drumul! Vai! Se pare că am rămas fără jeleu! Dar oricum a fost delicios! Monica, rândul tău să-mi fuleci! În sfârșit pot afla ce delicios e! Au! Firar! Sticla m-a lovit direct în cap! Cred că mă descurc mai bine ca voi. Am mai mult, îl pot scoate mai ușor. Ciudat, de ce nu-mi reușește? Ar trebui să iasă. Doar e jeleu, moale și flexibil. Haide! Cred că deja a ieșit din sticlă. Mai rămâne doar să-l întorc. Wow, probabil e delicios! Fetelor, sunt în paradis! Nu am gustat de mult ceva așa de bun! Păcat că nici sticla așa mare nu e îndeajuns! Vreau mai mult! Jeleul chiar că e delicios! Puțin cam lipicios, dar nu-i nimic! Sau totuși, mâinile mele s-au lipit de masă! Ajutor! Ce să mă fac? Salvați-mă! Monica, nu știm cum să te ajutăm! Nu vă îngrijorați! Sunt aici!
Și totul e în regulă cu mine. Adevărul e că am rupt puțin masa și mâinile încă îmi sunt lipite de ea. Ce să mă fac? Acum Monica și masa sunt un tot unitar. Ador să fluier melodii diferite. Ajunge, Mary, îmi sângerează urechile. Nu-ți place fluieratul meu? Foarte trist. Nu te îngrijora. Vei avea cu ce ți-o ocupa gura. Uite cât e înghețată! E fantastic! Iar eu am gumă iute! Nu-i cinstit! Ce oribil! Nu ești de invidiat! Propun să începem! Tu prima! Să știi că mă tem puțin! N-aș grăbi mersul lucrurilor! Fie! Hai să vedem ce e înăuntru! Wow! E așa de iute că scoate fum! Poate totuși îmi va plăcea? Trebuie să încerc, n-am altă cale! Oh, nu-i rău deloc! Ba chiar îmi place! Se pare că am sărit prea repede la concluzii! Îmi ies flăcări din gură! Ce iute e! Rezistă, Mary! Ce a fost asta? De ce miroase ars? Doar nu-i de la mine! Probabil mi s-a părut! Se pare că flacăra s-a stins! Am nevoie urgentă de ceva rece! Lily, înghețata ta e perfectă! Cum ești, Mary? M-am prins, ți s-a blocat capul. Ține-te, te ajut numai decât. Mersi, Lily, în sfârșit s-a terminat. Și acum cum să mai mănânc înghețata? Ai lăsat urme, ba chiar ți-ai lăsat și genele. Ia, arată respingător. Taie orice poftă de mâncare. Mulțumesc că le-ai returnat. Trebuie să le pun la loc. Uite, așa e mult mai bine. Oricum e ciudat. Dar m-am gândit la ceva. Trebuie să o întorc și să mănânc din partea cealaltă. Ca să iasă din recipient, voi bate pe fund și pe margini. Iar acum pot ridica. Tare! Arată chiar mai bine ca înainte. Pot încerca chiar acum. Visul meu se împlinește. Ce poate fi mai bun decât înghețata de ciocolată? Cred că nimic. O, da, ai mare noroc. Mary, nici nu-ți imaginezi ce delicios e. Păcat că eu nu pot gusta. Înghețata se termină așa rapid. Doar ce-am prins gustul. Dar de ce s-a făcut așa frig aici? Nu mă pot mișca. Oh, nu! Lily a înghețat. A devenit o statuie de gheață. Trebuie să o încălzesc rapid. Sper că acum să-mi fie de folos. Lily, deschide gura. M-am gândit la ceva. Poate nu ar trebui. Asta era singura cale de a te readuce la viață. Dar acum ard! E doar un efect secundar, n-ai ce face! Scuze, nu m-am putut abține! Și unde e mâncarea noastră? Uite-o! Nu-mi cred ochilor, e o fântână de ciocolată! Trebuie să încercăm rapid! Chiar e ciocolată! Nu m-am înșelat! Doamne, ce delicioasă e! Tu ce ai, Lily? O fântână de gumă! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Doar privește ce multe sunt! Trebuie să gust chiar acum! Ce dulce! E minunat! Îmi imaginez! Ăsta da noroc! Nu mă pot dezlipi! Sunt atâtea gusturi diferite! Vai! Se pare că s-a blocat! Nu o pot desprinde! Ce e asta? Oricum o voi face! Poate că nu trebuia să te chinui așa tare, Lily. Situația a scăpat de sub control. Acum ai tot capul în gumă. Poate o cureți? Wow, dar e ceva în asta. Acum am gumă mereu la îndemână. Ba chiar îmi vine de minune noua coafiură. Fie, e timpul să mă ocup de fântâna mea. Nu-i cu nimic mai prejos decât guma ta. Dar ceva lipsește. M-am prins! Imediat! Ador gustările astea! Sunt așa delicioase! Andy, iau eu asta! Mersi, prietene! Hei, ia mea! Uite de ce am făcut rost, Lily! O voi mânca cu ciocolată, tare, așa-i? Ce frumos se așează! Parcă ar fi făcute să fie pereche! Nice. Nu arată rău deloc! Dar am nevoie de mai multă ciocolată! Exact ce-mi trebuie! Altă treabă! Minunat, Mary! E așa greu? Pic!
M-a dărâmat. Mă simt șifonată pe dinăuntru. Și asta ce mai e? O pălărie nouă? Exact a ta. O, da, azi avem stiluri identice. Și mâncare mereu la îndemână. Asta chiar îmi place. Și mie. Ură să aștept, e așa plictisitor. Da, deja nu mai știu cu ce să-mi ocup timpul. În sfârșit mâncare, super. Doamne, ce borcan imens de Nutella. În sfârșit mâncăm pe săturate. Și asta ce mai e? Nu-mi dau seama. Ce bine că la mine e totul simplu. Am deschis borcanul și am mâncat. Oh, știu. Voi face sandwich-uri dulci cu ciocolată. Dar mai întâi trebuie să prăjesc pâinea. Ador când e crocantă. Așteptăm puțin. Cât timp pâinea se prăjește, mă ocup de cremă. Uite-o! Îmi vine exact în mână. Ce felie mare! Tare! What? Cum ai reușit? Doar ai pus o feliuță mică în prăjitor. Nu încerca să înțelegi. Ia-o de bună. Ce mai? Începem pregătirea celui mai delicios sandwich dulce. Ce frumos se întinde crema. Trebuie să o pun direct pe pâine. Lily, uite ce drăguț! Seamănă cu glazura de pe tort! Gata! În sfârșit pot gusta! Hei! Ce se petrece? De ce am rămas doar cu coaja în mână? Astăzi arăt minunat! Timpul pentru un selfie! Și asta ce mai e? Coajă de pâine? De unde a apărut? S-o dau la o parte! Se pare că umplutura a fost grea și s-a rupt felia! Fie, e chiar mai bine așa. Voi mânca miez de pâine cu pastă de ciocolată. E foarte plăcută, parcă ar fi un biscuite cu cremă. Și gustul e la înălțime. Super! Sunt încântată. Ce bine că e așa de multă. Mai vreau. De-abia mă abțin. Arată super apetisant. Planul meu a fost genial. Acum e rândul tău, Lily. Trebuie să lămuresc întâi ce e asta. Pare a fi un pistol mare. Are ceva înăuntru, dar nu-mi dau seama ce e de făcut. Wow, se pare că împușcă cu gume. Sper să fie delicioase, să gust. Wow, neașteptat, nu-i rău deloc. Trebuie să fac un balon. Oare-mi va ieși? Asta da surpriză. Ai noroc. Rândul meu, Lily. Scuze, dar trebuie să intervin. Lasă asta aici. Și imaginează-ți că eu sunt ținta. Și ce să fac? Ah, m-am prins! Trebuie să trag în ea! Cred că mă descurc. Pornim! Wow! Nu mi-este rău deloc! Aproape am nimerit în centru! Este! 10 puncte! Bravo, Lily! Important e să nu te oprești! Ține-o tot așa! Sunt tare, l-am pușcat! Așa-i Mary! O, da! Sunt mândră de tine! Uite! Am nimerit exact în centru! Ce faci, Mary? Mestec gumă. Acum e a mea. Singură mi le-ai aruncat în borcan? Dar nu-i cinstit. Scuze, astea sunt regulile jocului. Nu trebuia să te pui de acord. Mi se închid ochii, sunt așa obosită. Poate asta te va înviora? Arată foarte apetisant. Ba mai mult, am primit o gumă imensă. Trebuie numai decât să iau o bucățică. Wow, nu-i ușor, dar mă descurc. Delicios, a meritat efortul. Cred în tine, Mary, felicitări. Dar n-ai putea să te liniștești puțin? Mă agiți. Sper ca fursecul meu să nu mă dezamăgească. Ar trebui să fie foarte delicios. Dar de ce nu-l pot îngouri? Se pare că e nevoie de mai multă forță. Nici așa nu merge. Înțeleg, încerc cu un cuțit. Merge! În sfârșit, de-abia aștept să gust. Se pare că mi-a ieșit. Wow, arată incredibil și miroase și mai bine. Sunt convinsă că gustul nu mă va dezamăgi. O, da, minunat! Exact ca un biscuit Oreo, dar de 100 de ori mai mare. Mi-ai dat o idee genială. Dar dacă aș tăia și eu guma cu cuțitul? Merge, îmi reușește. Ce bucățele perfecte. Pare a fi un tort de gumă. Și chiar este un tort. Cum de nu m-am prins mai repede? Marginile și crema se topesc în gură și deasupra e gumă. Incredibilă combinație. Tort cu gumă? Nu se poate. Așa ceva nu există.
Crede-mă, Lily, există și e delicios. Nu mă pot opri până la ultima primitură. Au mai rămas câteva filiuțe, mă descurc. Gata, a fost grozav. Ce bine că mai am gumă. Timpul pentru un balon. Wow, ce imens e! Tare! Cred că nu trebuia să suflu așa tare. Da, cam incomod. Mary, sper că ești întreagă. Întoarce-te la loc. Nu e nimic haios. Se mai întâmplă. Văd că încă mai ai din fursec. Poftă bună, Lily. Oprește-te, ajunge. Scuză-mă, Mary. Gata, m-am săturat. Eu zic că a ieșit haios. Parcă aș fi sărit pe trambulină. Iar acum, petrecere dulce. În sfârșit am pus mâna pe noul număr de benzi desenate. Ce frumusețe! Wow, omul de fier! Ce tare! Oh, pare că aici e ceva delicios. Minunat! Uimitor! Andy și-a luat-o din nou! Propun să punem punct războiului și să ne unim la dulce. Sunt niciodată prea mulți tăieței chinezești! Dar mai întâi trebuie să ne uităm la cartonașe. Să vedem cu ce viteză mâncăm. Eu sunt rapidă! Mă bucur! Eu nu vreau să fiu ca un mel. Viteza medie e perfectă. Și cred că eu încep. Ce delicios! Nu de mult am învățat să mănânc cu bețișoarele. Și se pare că a fost chiar la timp. Se pare că ți-au crescut mustăți. Vai, chiar! Cele mai delicioase mustăți din lume. Emma, e rândul tău să-ți mănânci tăieței. Și trebuie să o fac foarte rapid. M-am gândit la o modalitate. Metoda cozonac. De acum înainte, metoda asta se va numi cozonacul Emei. Foarte delicios! Bella, unde sunt tăieței tăi? Tu doar nu ai mâncat. Nici eu nu știu. Am fost păcălită. Nimeni nu te-a păcălit. Tu doar trebuie să mănânci încet. Așa că primești cel mai lung tăiețel, pe care sigur îl vei mânca foarte încet. Cred că acum nu o vom mai vedea pentru mult timp. Trebuie să ajung la capăt. Mai puțin. Încă puțin. Dar de ce miroase aici așa? O banană? Iac! Nu e banană! Tăieței m-au adus la coșul de gunoi! Ce oribil! Momentul perfect pentru cei mai buni pepeni. Trageți cartonașele! Viteza medie mă mulțumește! Iar eu pot să prelungesc plăcerea! În momentul ăsta nu-mi doream să mănânc rapid! Nu credeam că e așa greu să tai un pepene! Dar îmi reușește! Acum e timpul să-l gust! Arată delicios! Și la fel e și gustul! Fetelor, ce mai așteptați? Așa e, ce mai așteptăm? Trebuie să-l deschid mai repede. Și ca să fac totul să dureze mai mult, voi mânca cu lingura. Așa va fi mai delicios. Iar eu am nevoie de cuțit. M-am gândit la o super modalitate cum să mănânc foarte rapid. Mai exact, îl voi bea. Am nevoie de un blender. Ce idee ciudată! Sper că funcționează! Nu mă îndoiesc de asta! Și pentru un pepene așa de mare, am nevoie de un pahar foarte mare. Yeah! Acum am foarte mult suc proaspăt de pepene.
De-abia aștept să-l gust! Fetelor, v-am zis! E cea mai bună idee! E foarte delicios! Și foarte murdar! Doar gustul contează! Totuși n-a fost o idee rea! Ador înghețata de ciocolată! Fetelor, haideți să alegem mai repede cartonașele! Vreau să mănânc! Firar, trebuie să mănânc rapid înghețata! Iar eu am viteza medie! Iar eu pe cea înceată! La o parte, eu prima! Doar privișa apetisantă e! Cât de multe alune! Minunat! Betty, ajunge să te uiți la mine! Mai bine mănâncă-ți înghețata! Așa e! E timpul! Și cred că mă voi folosi de o schemă veche ca să-mi transform înghețata în cocktail! Așa o pot vărsa pe farfurie! Doar că adevărul e că nu arată așa de apetisant! Dar sunt convinsă că va fi la fel de delicios! Așa și este! Betty, și nasul tău vrea să mănânce! Ce ai făcut? Deși... chiar că n-ar refuza niște ciocolată! Acum e rândul meu să mănânc înghețata! Sper să nu îngheț dacă o voi mânca pe toată deodată! Pornim! Oh, nu! Ce frig e! Emma, ce e cu tine? Betty, uite ce s-a întâmplat cu Emma! Ciudat! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Sper că va fi totul în regulă cu ea! Fetelor, de data asta ne așteaptă niște torturi enorme! Ura! Iar eu îl pot mânca la viteză maximă! Iar eu chiar îmi doream să fiu înceată! Iar eu am viteza perfectă, medie! Fetelor, la o parte, eu voi fi prima! N-am unde să mă grăbesc! Pot mânca încet și cu grijă! Desigur, cu cuțitul și cu furculița! Delicios! Nu mai vreau să aștept! Voi mânca tot tortul deodată! Cine are nevoie de furculiță când am gură? Ce lipsă de maniere! A fost rapid și foarte delicios! Bella, ai mai rămas doar tu! Da, și eu mi-am terminat deja tortul! Mai rămâne doar să mă șterg la gură! Bella, și chiar că-i timpul să te ocupi de tortul tău! Iar eu vreau să simt gustul fiecărei bombonici! Cea verde e delicioasă! Auzi, Betty? Nu vrei să simțim și noi gustul bombonicilor? Și al tortului! Bella oricum nu se grăbește nicăieri! Unde-i tortul meu? Betty, tu ai fost... Emma! Cum ați putut? Acum nu mai am ce să mănânc! Au mai rămas doar frimiturile! Ce mâncăcioase! Awesome! Ceva îmi spune că mă așteaptă ceva delicios! Iar pe mine fix pe dos! Se pare că în cutia asta e ceva foarte iute! Nu vreau iute! Mi-e frică! Haide, nu te îngrijora! Nici măcar n-ai gustat! Îți voi lăsa puțin timp să te obișnuiești! Eu încep! Îmi doresc foarte tare să aflu ce în seringă! Wow! O ploaie delicioasă! Nemaipomenit! Ai dreptate, delicios! Asta înseamnă că și în punguță mă așteaptă ceva bun! Seamănă cu niște pulbere! Bomboane pocnitoare! Tare! Incredibil! Ce mai efect!
Se simte minunat! Vreau să le mănânc pe toate deodată! Vai, ce ciudat! E prea mult! Îmi întoarce stomacul pe dos! Cu bomboanele astea clar că nu-i ceva în regulă! Cred că limba n-ar trebui să fie așa albastră! E deja exagerat! Exact! Ajută-mă! Bine, trebuie doar să curățăm chestia asta albastră! Mersi! Mi-a fost de folos! Deja mă obișnuisem cu gândul că voi rămâne cu limba albastră pe veci! Suzy, acum trebuie să te uiți tu ce ai în cutie! Dar deja știu ce e acolo! Mai exact, sunt sigură că trebuie să fie ceva foarte iute! Eu, desigur, ador chipsurile! Dar ăsta clar nu-mi va fi pe plac! Prevăd asta! Ce coșmar! Mai puțin și mi se topește limba! Nu, nu vreau să mănânc chestia asta! Eu înțeleg, dar conform regulilor trebuie să o faci, altfel jocul nu ar avea sens! Fie! Dar incendiul ce urmează trebuie să-l stingi tu, Jess! Fiecare pentru el! Vai! Simt cum se apropie ceva foarte neplăcut! Dat, lipsește de ceva vreme. A, cred că o văd! Sunt aici! Ăsta a fost cel mai înfiorător și lung zbor din viața mea! Da, mai că m-ai omorât! Cum ai putut? Nu țipa, e haios! Mie chiar mi-a plăcut! Seamănă cu un crocodil! Arată foarte drăguț! Dar ce face? Oh, ce grozav! Parcă ar fi viu! Suzy, crocodilașul meu vrea să te muște! N-am timp de asta! Trebuie să-mi ridic capacul! Ba să mai aștepte! Crocodilul te va mușca oricum! Hop, te-ai prins! Doare! Ți-am zis să nu mă atingi! Și ia-ți și crocodilul! Wow, se pare că nu-i doar un crocodil! Pe din afară este, dar înăuntru e o acadea! La o parte ia-mi nea! Ba vezi să nu! Mie mi-a picat, deci e acadeaua mea. Mai bine uită-te tu ce ai sub capac. Chiar. Doar și mie putea să-mi pice ceva delicios. What? Vai, nu e ceva bun, e un buton. Poate dacă l-apăs, va apărea ceva grozav. Ce se petrece? Mi-e frică! Ce mai e și asta? De ce e totul așa înfricoșător? Niște bombonele! Ce credeți că faceți? De ce mă legați? Poate pentru că e ceva periculos. Mi-a spus că se poate mânca doar cu mânușile. Ciudat! De ce nu se poate atinge, dar se poate mânca? Gustă! Și îmi spui și mie cum e. Okay. Nu vreau să gust, dar sper să fie doar periculos de bune. Vai! Iac! Ce acre sunt! Ador bomboanele acre! Dacă ție nu-ți plac, le voi mânca eu! Mi-a plăcut! Mai vreau bombonele! Jess! De ce ai mâncat așa multe? Ce senzație ciudată! Nu m-am mai simțit așa până acum! Aaaa! Ceva nu e în regulă cu mine! Normal, doar ai mâncat un munte de bombonele acre! Pe care nici nu-i voie să pui mâna! Trebuie să mă acopăr rapid să nu pice ceva pe mine! Uite! Bombonelele astea trec prin scaun! Îți imaginezi ce are loc în interiorul tău? N-am să mai pun gura pe Toxic Waste niciodată! Ciudat! Am o toaletă! Ce să fac cu ea? Iar eu am ochi de jeleu! Și nu doar unul, dar o grămadă! Asta e cu adevărat grozav! Iar eu ce să fac cu toaleta? Tu gândește-te, iar eu îmi voi mânca bunătățile! De-abia aștept să aflu cât de delicioase sunt! Super! Înăuntru au o grămadă de sirop! E așa delicios! Și ochii de jeleu la fel!
Uite, nu doar că pot fi mâncați, dar te poți și juca cu ei. Ca și cum ar fi niște ochi adevărați. Deși să-i mănânc e mult mai haios. De ce să nu-i înfulec pe toți deodată? Grozav! Cum e, gustos? Foarte! Vai! Sunt puțin cam mulți! Mi s-au blocat în gât! Ajută-mă! Ce să fac? Cum să te ajut? Exact! Când se blochează ceva, folosesc o ustensilă specială. Deși în cu totul alte situații. Gata! Ți-am salvat viața, deci. Da! Îți sunt recunoscătoare! Acum gustă-ți toaleta! Ce să fie cu ea, oare? De acord! E timpul să aflăm! Pentru ce e o toaletă, chiar n-am idee. Dar cu siguranță știu ce să fac cu ciupa-ciupsurile astea. E mereu nevoie de ele când vrei să te bucuri pe deplin de niște acadele. Iar asta nu e excepție. Ciupa-ciupsurile sunt minunate! Jess, dă-mi-l! Zgârcioago! Deja nici să guste ciupa-ciupsul mai are omul voie. Coațo! Nici voie nu mi-ai cerut. Cu ce să mai pot gusta bombonelele astea? E acrișor! Ei, două note delicioase care completează perfect dulceața acadelei. Dacă n-am voie să gust acadea, poate măcar praful îl voi gusta. Cu siguranță e delicios. Ah! Vai, scuză-mă! Ce-am făcut? Dar nu te îngrijora. Imediat îți voi scoate degetul din nas. Eu sunt de vină, voi rezolva totul. E cam greu, am nevoie de ajutor. Ura, mersi! Doar ți-am promis că te ajut. Grozav, te iubesc! Pot să ridic eu prima? Sunt foarte curioasă ce mă așteaptă. Incredibil! Asta da surpriză! O grămadă întreagă de căpșuni! Și apropo, chiar căpșunile sunt fructele mele preferate. Pot mânca enorm de multe. Dar așa e plictisitor. Trebuie să găsesc o modalitate mai interesantă. Uite așa mai zic. Un adevărat truc cu fructe. Ce zici, Jess? Grozav, mi-a plăcut! Și asta nu e tot. Pot arunca și prinde fructe la infinit. E așa de amuzant. Grozav, probabil că Suzy nu va fi împotrivă să gust și eu câteva căpșunele. Desigur că sunt împotrivă. Așa că dă-mi-o înapoi până nu mă enervez. Ai vrut să-mi furi bunătatea? Cum nu ți-e rușine? Eu doar voiam să gust. Ridică-ți capacul. Poate ai ceva gustos acolo. Okay! Chiar, genială idee! Uimitor! O acadea! Așa de mare și frumoasă! Oare ce are în interior? Ah, un gândac! N-am să mănânc așa ceva! De ce ți-e frică? Gândacul e în interior, nici nu se poate mișca măcar. Așa că mănâncă. Te ajut eu! Cum e? Ți-am zis că nu-i rău. Un gândac pe băț! Unde? Chiar! Te avertizasem! Știam eu că nu-i de bine! Imediat îi arăt eu lui. Îl voi strivi cât ai clipi. Ține! Ține asta! Vai! Acum e pe papuc! Uf! În sfârșit ne-am scăpat de gândac. E aici! Chiar la mine în cap! Salvează-mă! Floare la ureche! Dacă papucelul tău nu s-a descurcat, am unul și mai mare care sigur îi va da o lecție. Ține asta! Vai! Dar măcar am scăpat de gândac. Propun să aflăm cine va mânca primul. Am câștigat! Și asta înseamnă că eu voi gusta prima din bunătăți. Ce minunăție! Oreo mei preferați! Cui nu-i plac Oreo? Toți îi adoră, cu siguranță! Și în special toți adoră partea albă de cremă. Cred că se va combina din minune cu ciocolata lichidă. Mie mi se pare că și partea de biscuite e delicioasă. Da, dar stratul alb e cea mai delicioasă parte. Ce faci? E un Oreo foarte dolofan. Asta și voiam. Imaginează-ți ce delicios va fi scufundat în ciocolată. Uite ce apetisant e. Nu mai am răbdare. Yeah.
Wow, ce rapid ai fost! Și de ce aș încetini? Acum e rândul tău să ridici capacul. În sfârșit! Ciudat! Ce să fac cu o baghetă magică? Eu nu sunt magician! Ce ai făcut? Hey! Întoarcem culoarea! Rapid! Fă-o să revină! Nu țipa, voi regla totul numai decât! Deși îți vine foarte bine așa! Nu vreau! Îmi vreau părul înapoi! Gata! Acum sper ca bagheta să mă ajute să primești ceva delicios! Uimitor! Un gândac! Dacă nu aveam bagheta, m-aș fi speriat! Dar mulțumită baghetei știu că e de ciocolată! Așa că îl pot înfuleca liniștit! Și pe tricou tot de ciocolată e? Nu prea cred! E adevărat! La o parte, de data asta eu ridic primul. Wow, a cadea! Adevărul e că are un ardei scârbos înăuntru. Cred că mai bine o las din nou pe Monica prima. Așa să fie. Interesant, am o seringă. Iar înăuntru are ceva colorat și sper că gustos. Deci, foarte delicios. Mai rămâne doar să amestec geleul cu ciocolata. Cred că mai bine o fac pe farfurie. Uimitor! Ce apetisat arată lichidul ăsta! De fapt, nu e lichid, e geleu și e chiar foarte delicios. Și cu ciocolata devine și mai gustos și mai frumos. Awesome! Wow, ce minunăție! Asta așa e! Gustul e divin, așa că pot spune că am noroc. Felicitări! Și tu de ce nu mănânci? Eu aproape am terminat, așa că acum e rândul tău. Ba, uite că mănânc! Acadeaua trebuie să fie gustoasă! Păi gustă! Aveam dreptate! E foarte delicioasă! Cu puțină ciocolată va fi dumnezeiesc! Cum e? Ardeiul nu se simte? Nu, e totul bine! Pur și simplu, vai! Ce iute e! Zec, nu arde! Te salvez eu! Deschide gura! Uf, fără tine m-aș fi făcut scrum! Cu plăcere! Oare ce ne așteaptă de data asta? Ce tare! Am primit un iPhone! Și are chiar și o husă popit! Tare! Sper ca ce am eu să nu fie mai prejos! Oh, nu! Ce scârboșenie! Urăsc chestiile de mare! Mai ales caracatițele! Doar uitați ce grețoase sunt! Sper ca măcar ciocolata să-i schimbe gustul! Mănâncă! Oh.
Mulțumită ție, popularitatea pe TikTok mi-e garantată. Ce trebuie să faci? Îmi ies tentacule din gură! De ce mă sperii? Lasă-mă în pace să devin populară! Deci, delicioasă ca nacatiță! Nu, deloc delicioasă! Respingătoare! Monica, dar tu știi că trebuie să-ți scufunzi telefonul în ciocolată, nu? Da, din păcate deja am înțeles asta! Adio, noule iPhone! Mi-ai fost un prieten adevărat! Wow! Se pare că și el a apucat să te iubească! Măr! Delicios și sănătos! Yeah! Ceapă! E sănătoasă, dar nu-i gustoasă! Scârbos! Here we go! Merele se pot face și mai delicioase cu diferite decorațiuni! Dacă le învelim în ciocolată, apoi în bombonele, niște mere obișnuite se pot transforma în ceva magic. Cum e? Delicios? Foarte! O încântare! Mărul cu ciocolată e delicios, dar bomboanele pur și simplu minunate! Și s-a uscat pe buze. Acum semeni cu un măr. Nu e amuzant. Acum sunt și mai dulce decât eram. Și nu mai râde. Trebuie să-ți mănânci ceapa. Eu măcar am avut ceva delicios. Firar, chiar. Mă așteaptă ceapa asta oribilă. Chiar, am o idee. Dacă Monica a lăudat așa tare bombonelele astea, înseamnă că sunt gustoase. Sper să mă ajute să scap de gustul de ceapă. Pare că nimic nu poate acoperi gustul cepei. Numai decât aflăm. Poate doar vrei să mă păcălești. Iac! Grețos! Ce duhoare! Poftim și dovada. Parcă aș avea un coș de gunoi în gură. Trebuie să fac ceva urgent cu asta. Măcar ciocolata ar trebui să salveze situația. Da, Zec, n-ai noroc azi. Și mai ai și barbă de ciocolată. Și ce? Contează că nu mai trebuie să mănânc ceapa asta scârboasă.